Bine, Star? Da. Așa. Prezentarea asta n-am făcut în intro cum a făcut domnul Mihai, dar o să-l fac verbal. Este practic din ce v-a povestit el până acum, primul bullet point de acolo cu funcționalitate, cum era, funcționalitate? Prima chestie din alea patru concepte. Eficiență. Așa. Din eficiența aia este o mică parte și tratat practic cu exemple așa, nu așa, da. Și după aia, la final, o să arăt foarte puțin, pentru că nici eu n-am avut timp să mă documentez foarte bine, dar o să vă arăt o chestie nouă care aș vrea să o folosim și noi în viitor și pare a fi foarte interesantă ideea. Și ne simplifică mult treaba și nouă și altor oameni. Da? Ok. Ce vreau să vorbesc este de cum facem noi formularele într-un site și cum ar trebui să-l facem și cum este bine să-l facem în general. Nu atinge toate părțile despre un formular, această prezentare nu este despre formulare, este despre cum să faci o parte, o bucată din cum ar trebui să faci o formulare cum trebuie. Da? Mi-ar plăcut mai mult să fie mai mulți oameni de la UF, unor componenți, team, whatever, pentru că sunt destul de sigur că nu aplică conceptele astea care le-a... Nu m-am uitat în ghidul vostru să verific, dar nu cred că folosiți ce prezint eu acum. Nu mă refer la ultima parte, ci la partea de la mijloc care e așa, da, în momentul de față. Da? Bun. Formularele. Au apărut prin 1993. Au apărut ca fiind principalul mod în care tu, ca server, ca cel care a făcut aplicația web, să poată să primească niște date de la user. Da, sunt folosite pentru login-uri, pentru registeruri, pentru multe alte chestii. Încă a rămas și cred că o să rămână pentru mult timp modalitatea principală prin care serverul obține date de la user. Acum în era noastră există și Ajax-ul, care a apărut întâi în Internet Explorer 7, mă așteptam să fie mai vechi chiar, dar ok. Așa. Și prin XHR-uri, prin Ajax-uri puteți să mai trimiteți date la server fără să aveți un formular dacă vreți. Dar totuși formularul a rămas principalul mod de a trimite date la server. Așa, am luat un exemplu simplu și un exemplu un pic mai complex. Nu este foarte complex nici al doilea. Am luat un login form. Și acum ce vreau eu să vă prezint e cum arată un login form rău, prost scris. Și avem bad, login și mult command plus. Da? Și avem un simplu formular cu două inputuri și un buton. De ce este rău? Pentru că nu mă ajută deloc. Mi-aș plăcut să am git să pot să le rulez local, dar o să meargă și așa. Da, dacă eu mă loghez în ăsta. Așa. Ok, API o să meargă, da. Ideea e că merge, dar de fiecare dată când mă loghez trebuie să... Clicul e dubios la mupul ăsta. Trebuie să mă reloghez, să-mi bag din nou tot user parola. Nu mă ajută absolut deloc browserul, nu las pe browser să mă ajute. Practic lucrez împotriva browserului. De ce? Pentru că... browserul face niște presupuneri default care dacă le respecti cât și de cât și de multe ori le respecti fără să vrei. Dar un exemplu bun este ăla de login în administrația, în adminul de la EM. Dacă bagi acolo user și parolă, mai e și tokenul ăla care e tot setat ca parolă. Și fiindcă Chrome-ul nu știe să trateze, nici nu l-a ajuns pe Chrome să știe să trateze acel formular. Și nici nu îi pui bețe în roată pentru că ai două parole și el nu mai știe care e parola ta și nu știu ce. Asta vedeți că dacă bifați save-ul ăla, salvează SIS, token-ul, nu salvează parola. Ce este foarte enervant, că de fiecare dată când intru în chestia aia să-mi scriu din nou parola și de obicei e parolă tâmpită și nașpa și toate alea. Și o înjurăm cu toții, cred. Așa. Un mod prin care poți să ajungi browserul să te ajute un pic, să ajungi să te ajute, asta e principalul lucru din ce vreau să rețineți.
Trebuie să ajuți browserul să ajute userul. Better. Doar prin a specifica niște nume ok la fieldurile alea, browserul poate să facă niște presupuneri. Acum nu știu dacă fix login-ul ăla de la adminul nostru chiar folosește cuvântul password pentru parolă, dar nu cred că îl folosește, că browserul e destul de inteligent să-și dea seama că dacă ai password, ăla ai parolă. Da? Prin faptul ăsta, deja, dacă folosim această chestie... Ce? Name-ul să fie username. Ca browserul știe că username-ul e username-ul. Și face presupunerea asta. Acum, asta poate să spune și bețe în roată, că dacă ai un username care de fapt nu e username-ul de login într-un formular, ți-l precompletează el cu username-ul userului și iar e nașpa. De asta e bine să folosiți the better way când o să vă arăt. Da? Dacă luăm ăsta, bine, am mai pus un placeholder ca să ajut și userul, nu doar, nu doar browserul. Sunt curios dacă o să meargă în Usability, dar nu știu dacă o să meargă. Nu e vorba de sesiune. Da, acum, bine. Browserul poate să ajute userul să-i precompleteze formularul ăla cu ce date are nevoie. Doar prin faptul că am folosit niște nume ok. Dar, repet, asta nu e, o face browserul ascuns și nu ai puterea să iei tu decizia ca developer ce și cum merge. Înainte să arăt varianta corectă, o să arăt și un payment. Da? Un formular. Un formular de payment. Rău. La fel ca login-ul, numai că avem mai multe câmpuri și aici chiar sunt enervante câmpurile astea că trebuie să le completez cu diferite date. Da? La fel. Merge aplicația. Dacă o fac pe server side să primesc câmpurile așa și nu știu ce, merge perfect ok. Doar că nu o să-l ajute deloc pe user și o să ia mai mult timp să introducă datele, să se logheze, să trimită, să-ți dea bani. Noi vrem bani și el ca să ne dea bani trebuie să se chinuie. Și noi vrem să le facem viața ușoară. La fel, dacă folosim niște standarde de name-uri clare, folosite de lume și de alții, după cum zicea și Mihai, sign-up-ul are sens pentru user doar pentru că îl folosesc foarte mult. La fel și numele de câmpuri. Dacă folosim numele de câmpuri cele mai folosite și de alți oameni, browserul poate să presupună că cred că vrem ce vor și ceilalți majoritatea. Asta, da? Lista asta e bătută în cuie. Asta a văzut, cred că name, CV, toate astea. Asta după ce l-au cuie bătută în cuie de nume sau se schimbă dinamică în funcție de câți oameni au pe site chestiile astea? Nu, este bătută în cuie de Google. Okay, de browser. Stabilite, da. Este o convenție a Google. Nu, al browserului, fiecare browser își face convenția lui. Și ăștia care au făcut browserul s-au uitat, bă, 99% din situații unde văd cuvântul input name username, cel mai probabil vrea username, 99% din situații. Chiar există situații în care nu e ăla și... Așa, la fel au făcut și pentru restul câmpurilor. Acum, ăsta e un standard pe care îl face browserul în spate fără să te întrebe, pe tine, care poate chiar să te enerveze. Ce vreau să vă arăt este felul în care tu, ca developer, poți să iei controlul asupra cu ce se precompletează acel formular. Da? Stai să trec și cu slide-urile, că am rămas în urmă. Așa, deci asta era payment-ul și acum era proper HTML helps. Dacă scrii HTML ok, ajută, este bine să-l faci, dar mai există încă o problemă. Framework-urile gen React și Angular te ajută să nu mai faci HTML-ul așa cum trebuie. Și am dat exemplu de aici. În Angular, de multe ori, cred că am făcut și eu personal asta și cred că mulți care au scris Angular sau React, facem așa și e ok, merge. Da. Ce? Hai, grabă! OCD match. Așa. Deci... suntem tentați să facem chestia asta. Ai mai văzut ceva? Nu? Ok. Suntem tentați să facem chestia asta pentru că este simplu și o facem rapid. Dar la fel, browserul nu mai are cum să știe. Dacă am fi avut și aici name, username, browserul ar fi putut să interpreteze că aici vrem un username. Dar nepunând name, username, browserul nu are cum să știe. Framework-ul merge perfect, totul este ok. Doar că atunci când userul se loghează trebuie să se chinuie. Ne chinim să ținem userul pe site, da?
doar prin mici chestii putem să ajutăm browserul să ne ajute pe noi. La fel, de exemplu, dacă folosim unele API-uri, ne blochează să nu, de exemplu, un API-ul de login de la web API așa, se numește username or email. Și dacă ar trebui să fac un HTTP API către ăsta, acum browserul nu mai știe că ăsta e username. Că nu mai e cuvântul username care browserul știe, că de obicei este folosit ca fiind username. Sigur? Nu știu, n-am testat. Dar să zicem că e un nume funky. Gigel Vasile. Promo știe pentru că face reject pe user. Ah, dar dacă n-ai username și ai user or password, nu mai merge. Sau user underline. O înțelegeți ideea. De că e un strip de machine learning acolo care mapează alea care sunt. Da, dar nu poți să te bazezi pe asta. Acum ce vreau eu să zic este cum poți tu să decizi ce este acolo. Și în următorul slide o să vedem că vine autocomplete for the win. Există un standard, un standard HTML, dacă aș putea să dau așa, prin care noi putem să marcăm anumite câmpuri dintr-un formular ca fiind un anumit tip de dată acolo. Deci nu, când mă refer de dată, nu mă refer la string number, ca aia faci prin input type, ci mă refer la ce reprezintă acea dată. Semantica datei, da, așa. Aici o să găsim mai multe exemple, nu sunt toate în ăsta, nu am găsit ăla cu tot doc, cu absolut toate. Și cum putem să facem asta? Putem să facem prin autocomplete. Da? Autocomplete este un atribut de HTML care îl cunoaște cam toate browserele noastre, nu știu prin ce HTML e băgat. Așa. Prin care sunt niște cuvinte cheie care nu te încurcă nici când faci API-ul, nici când scrii HTML-ul cu nimic și poți să-i zici că în acel câmp vreau un nume. Mai specific aici vreau un card, ce vine? Card, credit card name. Numele omului care are credit cardul, da? Și ne putem mai uita aici pentru mai multe exemple, pentru nume, pentru first name, last name, inițiale, telefon, adresă, city. Astea ar trebui întotdeauna să existe pe toate formularele de register, de login, de payment, unde există un autocomplete care să-ți dea un nume pe care, care să-ți dea ceea ce vrei tu, ar trebui să-l folosești. Mai mult, te ajută să folosești chiar dacă nu. De exemplu, dacă mi-inventez eu un autocomplete propriu și am două formulare în site, în două locuri diferite și folosesc același autocomplete name, te ajută și să faci autocomplete de la unul la altul, ceea ce este foarte util. Merge și la un site la altul. După cum ai văzut în GSB, nu cred că s-a logat Viorel vreodată aici și am autocomplete. Da? Acum, hai să vedem cum arată codul unui celor două formulare făcute de mine, cum ar trebui să arate corect, da? Good. Un login ar trebui să arate așa. Name-ul nu mai este important acum, putem să punem orice name vrem aici. Dacă API-ul ne forțează să punem un name dubios, nu ne interesează, e perfect ok. Aici nu cred că era name, cred că era username. Dar nu mai știu, sigur. Puteți să vă uitați în ăla, exact, să vedeți. Da? La fel am autocomplete password și atunci browserul știe că acolo trebuie să pun parolă. Dacă aș fi avut autocomplete password-ul ăsta pus pe formularul de la login-ul de Gamatrix sau alea, mi-ar fi știut Chrome-ul să-mi salveze parola acolo și să nu mai trebuiască să bag de fiecare dată parola manual. Da? Bun. Și la payment este un pic mai complex. Practic de asta am făcut payment-ul ca să vedeți cum arată și asta. La fel, avem mai multe tipuri de autocomplete. CC name, CC number, CC expire, CC CSS, nu știu de ce CSS, pentru că există două tipuri, există CVV și CVS sau ceva genul ăsta și CSS, așa, poate. CVV și CVS. Așa, pentru că unele carduri au două coduri, de fapt nu doar unul. Motive și de motive. Da? Doar făcând asta, poți să las browserul să-și facă treaba ca lumea și poți să ajut userul. În loc să stea două minute să completeze formularul ăla, să-mi dea mie bani, dă un click și mi se salvează tot. CVV-ul e singurul care nu are autocomplete. Dar asta este decizia, nu, asta este decizia userului. Când userul își bagă, poți să-ți bagi în Chrome, nu intru acum să caut. Chrome, stai, lasă-mă să termin. Poți să optezi. Poți să optezi.
Deci da, în Chrome este undeva în settings, poți să-ți bagi tu new payments method și îți bagi payment method și ai opțiunea să-ți salveze și CVV-ul. Și după aia cere să confirmi cu el când îți autocompletează un form de data. Nu știu ce face în spate. Acum, lăsând CVV-ul la o parte, pentru că e perfect ok. Asta n-ar trebui folosite doar la ce am zis eu. Absolut, cam la toate formularele găsiți un autocomplet care să fie util și să vă ajute. O chestie care vreau să o menționez, dar nu vreau să intru în ea și n-am vrut să fac niciun exemplu cu chestia asta, este pentru că ar trebui să aibă o prezentare separată și microformatele ajută la chestia asta. Dacă nu folosesc autocomplete-ul de name și folosesc ăsta, microformatul cu corespunzător pentru ce reprezintă câmpul ăla pentru username sau nu știu ce, browserul folosește ăla. Dacă folosești autocomplete-ul, browserul ignoră microformatul și folosește autocomplete-ul, din câte știu eu. Practic ăsta e felul clar în care zici că ăsta e câmpul ăsta, asta trebuie să-mi dai la autocomplete aici. Dar dacă pui microformate, ți-l folosește alea, whatever, microformate. O să fie o prezentare proprie a lor. Mai am și eu un disclaimer aici. Ăsta nu este felul ideal de a scrie un formular. Nu! Este felul ideal de a folosi proprietatea de autocomplete. Da, clar, clar. Nu. O să facem un workshop de o oră, probabil, cu cum să scrii formulare de la zero, cu toate considerațiile, și inclusiv microformate, inclusiv autocomplete, inclusiv validitate, semantică și toate cele. Ok. Dacă aveți întrebări la ce am prezentat până acum, shoot. Că vreau să trec într-o chestie care e mai futuristică și probabil o să fie multe întrebări doar legate de chestia aia și nu vreau să uitați pe asta. N-aveți întrebări, nu? Perfect. Mai departe. A? Nu. Bun. Cum aș vrea eu să facem și noi și alții de acum încolo un formular de login? Care este idealul mod de a avea un fel de a loga userul? Să fie logat înainte să facă orice. Intru pe site, sunt logat. Eu n-am intrat în viața mea pe site-ul ăla. Și acum, ce s-a întâmplat în Chrome 51? S-a lansat API-ul de credențiale, prin care poți să faci automagically login. Și poți să lași pe user să-și salveze parolele la el și tot la el și tu să n-ai parte de securitate, de hassle-ul de securitate și toate astea. Și hai să vedem cum arată un... Nu știu dacă o să meargă în Jasubin. Am făcut local ăsta și chiar mergea. Deci dacă luați exemplul ăsta, local vă merge. Am un formular de login, pentru că asta este o parte din progressive enhancement. Trebuie să suport și userul care intră cu browserul din 1900 toamna. Da? Dar încerc, dacă are suport, să nu-l mai chinui pe user. Da? Și au făcut ăștia un API. O să, la final aveți link-uri cu mai multe chestii despre astea. Prin care a adăugat pe navigatorul credential, în care este un loc în care browserul își ține toți userii și toate parolele. Hai să încercăm, sunt curios dacă merge în Jasubin. Pentru că e Jasubin, s-ar putea să nu meargă, să fie unul din motive. De exemplu. Hai să facem altceva, deschidem. Un script HTML local și rulează. Aici îl fac. Hai un web store. Nu, vroiam și pentru server. Așa, by default, n-am niciun user salvat în Chrome-ul Viorel, că sigur nu și-a salvat el pe local. S-ar putea să meargă pentru că e cu file, s-ar putea să-mi trebuiască un server. Hai să vedem. User. Da, nu merge că e local. Vă explic ce ar fi trebuit să se întâmple. Unde ești? Aici. De fapt, back. Că se vede mai bine aici că este colorat. Așa, da? By default, dacă browserul nu suportă API-ul de credențiale, îți apare formularul de login și funcționează cum funcționează un formular de login by default. Da?
Dar dacă am credențiale, încerc să iau credențiale și zic de ce am nevoie. Aici poți să-ți mai dai mai multe chestii, nu doar password. O să ajung și la ce chestia asta comentată. Asta e partea mișto care îmi place foarte mult la API. Până acum, practic, ce se întâmplă? În loc să, doar făcând chestia asta cu get credential, ce se va întâmpla? Se va întâmpla la faptul următor. În loc să las pe user să mai dea click pe butonul ăla de login, by default, dacă folosesc formularul cum trebuie, o să completeze cu user și parolă din prima formularul de login. Dar ce face practic chestia asta? În loc să dea userul click pe butonul de login, pot să cer eu să văd dacă are credențiale și dacă are, să fac eu ceva cu ele. Da? Deci pot să verific dacă nu am credențiale. Dacă n-am credențiale. Dacă n-am credențiale salvate, să fac ceva. Dacă am credențiale salvate, automat să fac login-ul către server, ca ce ar face când aș da click pe butonul de login. Da? Dacă n-am credențiale, ce fac acum? Arăt formularul de login. By default i-am dat un display none, don't do this at home. Așa. I-arăt formularul de login, oricum îl aș arăta eu printr-un pop-up, într-un loc unde nu știu ce. Și îmi pun un listener pe submit, ca atunci când se dă submit, să salvez și credențialele în store-ul de credențiale și apoi să fac login-ul către server și tot ce trebuie. Da? Și ce facem? Practic, extragem datele din formular, creăm un password credential. Chestia asta e o chestie nouă băgată odată cu API-ul de credențiale, care mi se pare iar foarte interesantă. Este o clasă care obscurează parolele, parola. Și nu mai dai pe, și când o trimiți pe rețea, trimiți acest obiect, când dai să faci, am aici exemplu de fetch. Și când faci fetch, poți să-i dai ca fetch-ul primește doi parametri, unde și options. Pe option poți să-i dai credențial, să-i dai credențial clasa asta, instanța de clasa asta de credențială care a creat-o după datele formularului. Și practic în felul ăsta are și un sistem de securitate că se obscurează parola și nu o vede nimeni pe rețea și chestii de genul. Care sunt foarte mișto. Iar și e mișto că poți să dai toate datele unui user. De exemplu, să zicem că ai, nu știu, o aplicație care trebuie să se logheze un user ceva. Userul se poate loga în aplicația ta, îți iei obiectul de credențiale, îl dai aplicației aia third party în care n-ai încredere și ea n-are niciodată acces la parolă și la ce trebuie în spate. Decât primește credențiale și serverul poate să ajungă la ce are nevoie. Și practic nu poți din jos să faci XSD something. XSS injection hacking, whatever. Da? Am pus și aici link-ul către ăsta de password, documentația lui. După care trimitem datele la server, verificăm că e ok și că s-a logat. Și dacă serverul confirmă datele userului, le storăm în credențiale, în lista de credențiale a userului. Apoi a doua oară când va intra userul, se va face get-ul ăsta iar, vede că am credențiale salvate. Dacă ai, poți, un user, de exemplu, dacă sunt doi user care folosesc același calculator, poți să salveze mai mulți. Ce o să se întâmple, o să le apară un pop-up de browser din ăla micuț, cum îți apare în Chrome, din ăla de Chrome, și îl întreabă, vrei userul ăsta sau userul ăsta? Da, ce faci dacă îți folosesc mai mulți și tu intri tu și după aceea te loghează pe tine și te-a logat automat. De fapt, vreau eu. Dacă ai un singur user, presupune că ai doi. Dacă ai doi, îl întreabă. Păi da, asta ce să-l întreb? Păi nu, te întreabă dacă ai doi user pe Chrome. Pe Chrome, da. Da, pe browser. La asta te refergezi. Problema e că tu mă loghezi pe mine direct. Și că, poate, dacă nu ai folosit același calculator, practic... Cum adaugi un al doilea user? Exact. Te loghează automat. Cum îl adaugi? Îi dai logout și login din nou cu al doilea user. În loc să mă ajuți, mă loghezi și mă pui să dau și logout după aia. Păi nu. Nu e chiar așa. E simplu, schimbi user pe care folosești Chrome. Păi teoretic, când dau save, când ai save aici, îți apare boxul ăla de you want save password, yes, no. Deci, când te loghezi prima oară, care îți apare default de browser. Când te loghezi prima oară pe site-ul verica.com, site-ul poate să decide să încerce să stocheze credențiale. Să tine un API de store. În momentul ăla, browserul te va întreba dacă vrei să stocheze credențiale. Îți apare la default care îl ai și când te loghezi. Do you want to save password? Da, sper site asta. Așa. Și după aia ești deja logat, totul e frumos, da? Aici intră în console log, este deja logat. Ce mai îmi place foarte mult, că te loghează, când te loghezi automat, îți apare și un notif micuț într-un colț în care zice ești logat ca Gigel. Asta de la Chrome. Și e finuț într-o parte, după care dispare. Așa. O chestie foarte, foarte mișto care o face asta, este chestia asta care e comentată aici. Eu n-am de comentat-o că codul mergea și rula.
este posibilitate foarte, foarte ușoară să te loghezi și cu alte API-uri, gen Facebook. N-am testat, dar eu cred că dacă te ești logat, dacă ești logat pe un site cu Facebook și pe aia pe un alt site care încearcă și ăla să te logheze cu Facebook, te dă deja logat? Nu. Deci, dacă este Federated Authentication. La Federated, lasă-mă la Federated, te dă deja logat. Deci, ai avantajul de a... Eu am intrat pe Facebook, m-am logat, după aia când intri pe site-ul meu, care vreau să-ți fur banii, să-ți iau, să mă plătești, ești deja logat, totul merge, n-ai intrat în viața ta pe site-ul ăla, dar tu ești deja logat. Să-l loghezi, adică fără să-l întrebi, să-l... Da. Intre pe site, îl dă logat. Faci diferența, poate vreau să fiu cu alt user acolo, nu vreau să fiu logat așa. Poate am două conturi de Facebook. Dai logo. Pe aia zic, în loc să mă ajut, mă pui să fac un pas în plus. Da, mă, dar în cel mai multe cazuri o să-ți folosești userul ăla al tău. Păi eu, de exemplu, nu vreau să loghez cu Facebook. Dragilor, prin fluxul ăsta, acest doar dacă site-ul a decis, trebuie să vă dea afară, gen mai expirea să sună. Dacă intri pe site acum și nu o să treci cu fluxul ăsta. Fluxul ăsta trebuie să treci doar dacă ar trebui să te loghezi din nou. Gen, de exemplu, un bou în care ți-ai expirat să sună. Da, dar nu la ce și te scutești și te-ai spus de aia pentru prima oară. Așa. Scuze-mă că te întreb. Chestia asta e foarte utilă, foarte, foarte, foarte utilă pentru site-urile de mobile. Și da, asta vreau să zic și asta. Mobile e foarte dureros să folosești asta. Am uitat la chestia aia cu autocomplete-ul. Este foarte mișto pe mobile, că îți dă tastatura care ai nevoie. Când vrei să scrii un CVV, îți dă numere ca lumea, nu trebuie să dau eu 5 click-uri până ajung la numere. Asta e de la type number. Și de la type, da, poți să am type text. Și dacă îi spun... Ce șansă are să faci chestii parțial bune? Type number nu e, nu e la fel ca CVV-ul. Type number o să scoată 0 din față. Și dacă am 0... Nu era să zic codul meu. Dacă am 0 la început, îl scoate. Da? Dacă ai un număr de telefon, nu poți să pui type number la un input type phone number. Trebuie să pui type text, că numărul în România începe cu 07. Da? Și atunci, prin autocomplete phone number, nu doar că îi dă numere, nici măcar nu-i mai dă, dacă îi pui number, tot îți mai dă niște chestii pe lângă, nu mai știu ce, îți dă punct, îți dă punct sau nu știu ce, îți dă plus, îți dă și plusul ăla, de exemplu. Plus, P-ul, plusul? Chestiile care ai nevoie când bagi un număr de telefon. Nu îți dă calculator, asta vreau să zic, nu îți dă calculator. Nu, îți dă punct. De exemplu, nu o să-ți dea împărțit. Nu, îți dă doar, îți dă plus, îți dă 0 și îți dă punct. Atât. Ce ai nevoie pentru un număr de telefon, îți dă punct. Pentru un telefon, pentru un număr, număr. Te-ai îți dă număr de telefon. Ce? Titel. Sau autocomplit phone. Sau autocomplit. Ia, am prezentat înainte mai ca să vii tu. Și autocomplit phone. Ca să fie corect. Vreau să zic că este suficient autocomplit. Ok. Acum, n-am apucat să test următorul API care o să vi-l explic, o să vi-l arat. Vreau să... Ideea e că nu știu, am pisea că este doar pe Chromium și să tigărești un... să pui un flag din ăla de Chrome. Este payment. Prin care practic se face, mi se pare că chiar se face payment-ul. Nu știu sigur, n-am apucat să testez ca lumea. Practic poți să salvezi carduri în Chrome și le folosește pe alea automat ca să genereze un obiect de payment care am impresia că îl trimiți după aia server side la API-ul de payment. Am impresia că nu face payment-ul din prima, ci doar îți face trigger cu un pop-up. Era un exemplu, dacă îl căutăm pe YouTube îl găsim. Vreau doar să arăt cum se folosește, n-am apucat să-l testez ca lumea pentru că trebuie să-l testez doar de pe un site de HTTPS, chestii de genul. De rezervare a plății, ceva de genul. Nu, îți extrage datele de payment, îi cerești chiar și practic îți elimină pagina aia în care inserezi datele. Numele, prenumele, adresa, contul, cardul, tot. Și după aia, faci mai pay și să plătești. Da. Și asta este iar foarte mișto. Îmi pare rău că n-am reușit să-l fac ca lumea să meargă, ar trebui să-mi pun un server de HTTPS undeva să... Să-i sperie pe mulți care nu au să fie plătiți. Păi și te ajută să vezi o pagină completă sau un pop-up făcut frumos de Chrome și nu mai ai tu nicio problemă de securitate? Nu se înțeleagă nimeni dacă un utilizator, cum ziceam și mai devreme, asta o să fie o problemă... O chestie foarte, foarte tare care face asta, poate să-ți folosească automat dacă ai Google Wallet sau Samsung Pay, poate să se conecteze automat, ai acolo, fără să-ți bagi cardul, îi dai prin Samsung Pay și e one-time transaction care după aia nu poate să mai folosească cardul, e foarte secure. Atent, de exemplu, dacă știi și tu exact și toți știm cât phishing să face,
cu pop-up-uri care arată ca ferestre de browser. Bă, ăsta nu o să poți să faci phishing pe abuz, că ți apare în afara browserului. Eu pot să-ți arăt ție un pop-up, da, care arată exact ca ăla al tău. Într-adevăr, nu este în afara browserului. Ce arăți? Arăți numele de user. Da, da, pentru un om, da, ideea este pentru un om neexperimentat, poți să faci phishing foarte ușor așa. E, adică, din punctul meu de vedere, se pare că... Păi da, dar nu stai acces la date. Avantajul ăsta e că îl are deja cardul acolo. Îi spun că ai intervenit o eroare și le cer ca phishing. Păi dacă ajungi să faci phishing din ăsta pe site-ul meu, atunci nu mai ai nevoie de pop-up-ul ăla, că poți să-mi folosești ăsta și să zici aici că le trimiți la contul X. Eu spuneam ție ca idee, va fi... Bughi a zis bine ce a zis. Arată-i tu lui tata că îi precompletează tot și toate să apese pay. O să spună niște întrebări de unde ia bani, mai ales dacă e paranoia. El asta mă referea. Păi asta-ți... Și phishing-ul e pasul următor, adică te gândești că se poate întâmpla să cineva să-ți replice chestia aia. Pe numă, că astea ți le ia dacă ți le ia, la fel ca celălalt. Tu poți să nu dai save la parolă. Păi da, ideea este că dacă eu am pe calculator un spyware care face injection în browser, care are, care recuște browser și face injection... Dacă ești un HTTPS, nu poate să facă asta, dacă ești la HTTPS. Până la HTTPS, teoretic ce a spus, știi că poți folosi... Mă, păi și atunci explicăm cum metoda care o avem acum de payment nu era vulnerabilă exact aceeași chestie care o ai și tu. Păi și atunci... Asta mi se pare mult mai ușor vulnerabil. Nu e mai vulnerabil. E mult mai securizat asta. Se pare că nu se userul, nici măcar... Deci userul poate să-și seteze cardul sau poate să nu-și seteze cardul. Dacă eu intru de pe telefonul meu și am Google Pay, browserul ăla nu o să aibă niciodată acces la datele din card al mele. Și își folosește automat pe Google Pay. Neapărat de chestia asta. De exemplu, extensiile Chrome. Știi extensiile care pui separat? Poate să-ți ia datele? De exemplu, dacă tu intri pe un site, poți să bagi un... La fel de mult cum poate să ți le ia, la fel, la fel, dacă îi dai drepturi, să zicem că niciunul nu se citește drepturile la extensii, că niciunul nu se citește niciodată. Așa, dar la fel de la ușor, extensia aia poate să-ți fure și dintr-un formular normal de payment. Da, aia zic, din orice poate. Și din contra, varianta asta, o să poată să fure doar tranzacția... O să poată dar nu se poate să ia datele. Da. Pe când varianta clasică îți ia toate datele. Da, și după aia ți le salvează și face câte plăți vrea. Era, n-ar fi overkill, adică overkill, în propriu sau overkill. N-ar fi un pic prea mult pentru o parte din utilizator să le arăți direct ăla. Păi, ceva? Păi nu că... Chiar dacă el știe că are cardul salvat, chiar dacă el știe că... Poți să faci progressive enhancement, poți să pornești un site standard, așa cum e obișnuită toată lumea. Și să ai la un moment dat o promoție sau ceva în care să-i atragă atenție. Băi, uite, dacă ești acolo, pe site-ul nostru, o să plătești, trebuie să-ți mai bărătate. Nu, eu aș face-o altfel. Aș pune prima dată normală sau ceva de genul ăsta și l-aș întreba la final. Vrei să data viitoare one click? Exact. Cum fac multe alte site-uri. Da, asta, de exemplu, face Steam-ul, dar oricum te pune să-ți completezi CVV-ul. Păi și ăsta nu o să-ți facă automat payment-ul. Ăsta îți dă un pop-up, îți alegi cardul care vrei să-l folosești și pe aia bași CVV-ul. Și la Steam-ul mai bifezi și un check. Nu știu exact cum funcționează, există pe YouTube video-ul. Nu mai căutat, așa funcționează. Mă rog, e foarte tare. Da, e mult mai... Ce adopție are de la ce 29? Nu știu să zic, la ăla de payments e Chrome 51, la ăla de credențială e Chrome 51 și atât. Există policy pentru el. Așa. Dar nu e încă abordat de toți. Toate browserile vor, working on it. Dar niciun doar Chrome-ul are în momentul de față. Și working line separat, fiecare cu standardul lui? Nu, e pe standard de JavaScript. Hai să vedem și la asta ce dacă are. Și la asta, de exemplu, dacă eu nu sunt logat, trebuie să pun neapărat un cont de Chrome logat, nu? Păi în Chrome îți salvezi. Știu, în Chrome salvezi toate alea. Întrebarea este, da, pe Chrome ești logat. Dar cum o să facă voi chestia asta cross-browser? Păi nu, că e cardul o să-l ai într-un browser. Browserul ăla să-l ai. Nu vor să facă cross-browser. Nu se există. Păi nu există colaborare între browsere de schimb de date. Dar oricum, teoretic, tu folosești un browser. Nu te-a pus să intri în 5 browsere. Browserul e concurență, nu vrea nimeni să facă. Cred că 99% user nu folosesc mai mult un browser. Mai mult de Chrome. Da. Ce mai suportă asta? Am văzut că suportă și, de exemplu, să iei shipping address și chestii de genul și poți să-l trimiți la server, poți să-ți faci, vreau să arăt că are, de exemplu, poți să ai... Auto-delivery. Să precompletezi. Da, îți dă automat și delivery, poți să-l ceri, e opțional, adică dai request shipping through.
Și după aia ai și tot felul de evenimente prin care poți să te hucuiești în interacțiunea userului să faci diferite chestii. De exemplu, dacă când completează userul shipping, un exemplu ăsta. Sunt și alte chestii care puteți să vă uitați la API. Când completează adresa de shipping, să-i dai în secunda 2 să-i afișezi toate modalitățile de shipping și dacă vrei să promovezi una, să-i scoți în față că e transport zero. Sau redus acum la fancurie. Da, whatever. Poți să te legi. Din asta când îți completează, poți să te legi la API-ul, de exemplu, un third party, API? Da. Poți să faci cu, nu? Da, poți să faci automat payment prin... Nu, faci payment, tu mă refer de... Deci poți să zici, așa, shipping-ul nu știu, nu, probabil îți dă doar datele și le dai tu la API-ul respectiv de shipping. Dar pentru payment, îți suport automat să-ți face integrare cu diferite payment-uri. Poți să pui PayPal și îți faci automat payment-ul prin PayPal. Ce mișto. Magic. Ți-a luat bani. Ți-a luat bani, exact. Păi asta e intenția, să iei banii cât mai repede. Bun. Acasă, nu mai ideea următoarea. API-urile astea două care le-am spus sunt progressive enhancement. Ar trebui făcute gen când n-avem ce face. Când am terminat de făcut site-urile și tot e ok, ar putem să facem și chestii de genul. Partea aia altă cu autocomplete-ul care am zis-o, ar trebui să o facem tot și dacă avem un site care n-are autocomplete-uri, ar trebui să țipăm la ăla care are acces la HTML să pună autocomplete-uri. Și nu doar. Dar autocomplete-urile sunt una din lucruri. Unul din lucruri. Cred că dacă intru în numbul ăla, un câmp nu e cum trebuie. Ah, șoc. Așa, have fun. Șocă. Și nu mă refeream la tine acum, mă refeream.